bine, Marta! Doamne, ce bine! Bine ați spus că ați ajuns! Hai, ce tare! Voi ați acum am ajuns! Azi, bravo, fetele, felicitări! Nu, eu am crezut să fiu șuci! Ce faci? Voi am fost cu meleu! Bine, bun! Bine, Marta! Ce? Să fac? Bravo, vino-mi coace, vino-mi coace! Hai, vin țigut. Hai, Cati! Paul, vină cu asta! Hai să luăm și eu guma! Ia-mi cu asta! Dă-mi cu asta! Paul! Am ajuns! Deja! Plicurile? Dar cum ați ajuns împreună? Nu, 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 aici, nu. Eu s-a să ridic din mers ca să alergăm. Și-am nimerit clădirea, el mi-a tăiat calea. Și-am nimerit clădirea greșită și m-am dus eu față. Am ajuns înaintea lui. Gata, bine că am ajuns între primii cinci. Bine, blondule, bravo! Suntem tari! Mulțumim, pe unde? Uite, de acolo, acolo. Da, chiar merită. Nu, stați cu voi, mamă, deci ne-am ieșit primii după drumul de țară, dacă am tras să alergăm. Am ieșit printre ultimii de pe drumul de țară. Și am avut meleu, dar se băga unul, nu știu, l-ați trimis voi să ne încurce. Era, nu, nu a fost cu meleu. Și era unii cu Audi care... Frate meleu. Băi, ne trăgea, venea în fața noastră, se punea, spunea frume, era... Ne-am venit o după de muncitori, încărcată cu muncitori. Trebuia să ajung omul prin Pantelimon și ne-a lăsat la intrare și, de acolo un taximetrist. Un om super de treabă, care îi mulțumim și acum ascultă Radio Zoo. Vă mulțumim mult, domnul! Și noi, doamna Alina din Galați, trească Galați și doamna Alina, super tare, să te iubim! Deci doamna Alina, când o auzi, e cea mai tare! Nu suntem în direct! Vă că ne filmează lumea, să țin aminte pentru doamna Alina! Băi, ce carterinca! Băi, deci noi vreau să zic că am mers, știi cât am mers? Și domnul de la taximetristul nostru, rugam, domnule, hai, vă rog, mergeți mai repede! O lua pe unde era mai... Deci, domnișoară, dacă vrei să ajungi, lasă-mă pe mine, știi? Și unde era coada mai mare acolo? Na, te zic genial! Atâta, am stat 5 semafoare adunate în București, numai pe străduțe, am mers blană, NFS-a făcut. Băi, mi-a luat-o pe... a trecut în oficial, a luat-o pe Ștefan cel Mare, s-a blocat. Hai. Dacă nimeream ușa... Dacă nimeream ușa... Ați fost măgăruși pentru că ei erau în spatele nostru cu taxi. Păi și am dat jos din mers și am alergat, care-i problema? Păi și eu, dar mai aveai puțin și te dădeai mă dărmai pe acolo. Nici nu așa. Am calea, nici nu te-am atins fatul. Hai. Hai că mai avem puțin. Deci vreau să zic așa că... Voi deci la Drajnav ești în stradă și ieșise eu, făceam cu mâna nebună acolo. Și ieșise unul cu Nova, dar avea și copil și n-am vrut să-l iau pe ăla, știi? Dar opri până la urmă. Și acum meleu trece, bum, s-a crezut că nu oprește. Și a plecat ăla cu copilul, zic, mama, s-a dus și speranța mea. Și oprește aia cu meleu și du-te după el. Oh, ce faci? Bine, mă! Bine ai venit! I-ați văzut înainte. Dați-i un scaun să stea și în jos. Bravo, colegă. Stai, stai lângă Cristina. Hai, atenție! Stai jos, stai jos, stai jos, stai jos. Ne apropiem? 11 și 19 minute, pe Zoo se adună lumea! În afară de voi, cei care ne ascultați în studio, mai avem concurenți care și-au făcut treaba, și-au făcut datoria împreună cu bodyguardzilor. Băi, deci am trei băieți aici, brazii sunt minciună, frate! Deci vreau frumos să aplaudați pe cei care v-au ajutat! Mulțumesc! Bine, Marius! Mulțumim, Marius! Mulțumim, Marius! Cicina sunt, a trăit, ce-am încăpat! A venit și al cincilea, imediat ajungem și la el. Am fost pe câmp, m-am plimbat cu un tir, am venit cu un matiz, și în ultimele 200 de metri am venit cu un taxi. Foarte bine, foarte bine, bravo, frumos, felicitări. Da. Și mai mulțumesc foarte mult bodyguardului meu care a fost alături de mine, Dobre. Care dintre ei? Dobre. Așa, ia zi. A fost alături tot timpul de mine. A zis, reușești, reușești, trebuie să ajungi. Și șoferul? Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Constantin Ion, care a fost șoferul de taxi care ne-a condus aici în București. Unde? Îi mulțumim, este aici în spate, mulțumim. Este mai mic. Domnul, e și șoferul meu. Domnul Constantin, la mulți ani pentru ieri, ne cerem scuze, dar n-am știut cum să ajungeți la noi. Mulțumim foarte mult pentru ajutor tuturor celor care au participat la cursa infernală, fie că sunt din cei calificați, fie că sunt cei care sunt doar înscriși în acest moment. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în etapa următoare și asta o să aflați de la Buzu și Morar luni dimineață de la ora 7. Mulțumim foarte mult tuturor! Vă doresc să relaxați!